ce ai, Marius, în Shangri-La, că legat de bani, că poți să fii bogat, dar banii să nu te omoare. Exact. Cum faci asta la modul practic, în sensul că deja dacă ai bani mulți, nu se presupune cumva că ai acumulat mai mult decât ai nevoie? Dăruiești. Dăruiești bine, din cauza asta rămân la tine. Dacă nu dăruiești, nu rămân, pleacă. Asta e lecția. Adică creezi locuri de muncă, dai la un orfelinat, la o casă de bătrâni, faci tot timpul ceva în folosul comunității, în folosul ființei comune. Dacă tu dai, automat se presupune că ești bogat, că nu ții. Păi nu, că sunt oameni care, măriște, care au fabrici și care au corporații mari, dar în același timp fac pentru orfelinate, case de bătrâni, fabrici și tot felul de locuri de muncă, creează locuri de muncă. Și le se dă în continuare la avuția pe care o are, pentru că asta înseamnă dăruire, înseamnă iubire. Prin locurile de muncă, dăruiești, te dăruiești ființei comune. Pentru că tu și atunci banii rămân, afacerea funcționează și le fii inspirat. Ca cel cu tequila. Da, exemplu clasic pe care îl dau. Deci la el vin banii, afacerile toate sunt de succes, se bat toți ca să se asocieze cu el. Pentru că el cam 40-55% din ceea ce câștigă le investește, le dă înapoi societății sub tot felul de proiecte. Deci făcând lucrul acesta, în golul respectiv vine divinul, adică și el inspiră. Și tot ceva ce vine în cap să realizeze va fi un succes. Deci el poate să facă în continuare bani mulți, pentru că e mai departe. Că nu-i atașat, nu-i atașat de ei. Nu-i atașat. Trebuie să dai o parte din ei, nu neapărat tot, așa, la nivelul lui de 45%, ci suficient de 10% contează foarte mult. Ca să vină bani, trebuie să faci loc, să aibă loc unde să vină. Majoritatea oamenii îi blochează în bancă și atunci începe să destrame viața lor. Și le mor ce dragi, casa și-o pierd, afacerea se destramă și nu înțeleg de ce. Din cauza asta că banul este un flux de energie și trebuie să-i dai, să-i faci loc să curgă. Se este dat doar ca să dai mai departe, nu să-l reții. Dacă reții ceva, încerc să blochezi energia divină și atunci ți se opune. Este exact ca la un fluviu care vrei să pui baraj. Atunci el va da peste barajul ăla și va distruge barajul. Și legat de investiții, ce părere ai? De exemplu, dacă oferi banii tăi, nu știu, cumperi acțiuni la o firmă, și îți dau un 5-10% din profitul lor anual, tu ai păstrat fluxul ăsta al banilor sau e tot pentru beneficiu? Tot pentru beneficiu tău. Pentru beneficiu tău. Normal ar fi ca o parte din ei să-i vrei să-i pierzi. Pierderea este de fapt câștig. Pierzi ego și sau câștigi să-i suflet. Nu neapărat. O să-i pierzi ego. Depinde cu ce scop îi pui. Păi, evident, cu scopul de a primi ceva. A câștigat. Da, în momentul e părerea mea. În momentul în care pui în circulație niște sume de bani, pentru că în momentul în care investești, cu siguranță ai un surplus din ceea ce tu ai și îți aparține. Îi pui în circulație, în momentul în care tu cumperi niște acțiuni la o altă companie, acea companie începe să aibă un capital pentru a putea ea la rândul ei să se dezvolte. Ajuns, automat da. Intră în flux de energie. Da, dar are ca țintă profitul. Pe care da, îl registrează. Este un scop, profitul. Este un scop. Da. Are țintă profitul. Păi, de asta am spus, depinde de scop. Da, a, da. Când îi dai, îi dai evident cu scopul de a genera un profit. Poate să nu-i ții, că dacă ai prea mulți bani, tu îi pui în circulație și în felul ăsta păi, da, îi pui și în circulație. Că ai cumpărat, da. De exemplu, acțiuni la orice care companie, orice petardă de pe stradă. Corect, la companii poți, profitabile. Și poți să pui într-un fond de investiții, profit. Unde nu mai știu unde se duc banii, ci ei investesc mai departe. Da, pentru profit, pentru că este pentru profit, este pentru ego tău și îți crește ego din fondul de investiții. Oricum este un argument de materie, dar, spre exemplu, dacă faci, spre exemplu, dacă faci investiții și primești un 10%, dau un exemplu, anual înapoi, dar tu din banii aia dăruiești mai departe și îți faci partea ta, e ok așa? E ok. Da. Trebuie să nu reții pentru că tot timpul circulă, tot timpul circulă și nu se face blocajul. Și trebuie să dai la cel care are nevoie, deci nu. Adică nu te la verișoara și la sora ta și frate tău. Absolut. La cel care, cel care nu are. O lipsă de adrept și la jos. Da.
Pentru că numai așa sufletul se înalță. Și mai este o soluție ca să se înalte sufletul, foarte interesantă, trebuie să faci activități. Deci fiecare să caute, să facă un efort, să găsească activități care nu înseamnă bani în timpul zilei. Pe lângă cele care adică îi asigură existența, dar să aibă și ceva care să... Adică să ducă la o fundație, să ajute ceva, de exemplu să picteze, să cânte la un instrument, să danseze. Adică ceva care să nu-i oferă, să se ducă la un patinoar, să se ducă să se dea cu patinele pe stradă, să facă jogging. Deci ceva care să nu-i dea un profit pecuniar, în bani. Chiar dacă o faci pentru tine, că jogging, totuși este, exemplu, și... este un sacrificiu, pentru că nu ai satisfacția aceasta de câștig, tu faci ai bucurie. Cu bucurie. Și ce ți-ai dezvolt bucuria? Pictura aceea nu câștigi absolut nimic. Nu ar bărbații și femeile să se urască atât. A fost construită, este construită. Mecanismul ăsta occidental a fost gândit pe toate palierele. De la alimentație până la, nu știu, ca țelul în viață, este totul gândit ca să poată, pentru distrugere de populație. Pentru scăderea numărului populației. Pentru că omul când s-a dus pe consum, deja a început să piardă viață. Dacă ești mereu stimulat, înseamnă că viața mare. Dacă mănânci puțin, să zic, sau modest, mai contează atât de mult ce mănânci atâta timp cât ești foarte restrâns? Nu, mâncarea trebuie să fie mătură, adică cât mai brută, de calitate, adică să nu fie plăcută la gust, că intri în savoare și apoi te lipești. Ești de plăcere. Adică să nu ți stimulezi gusturile și plăcerea, să fie cât mai brută, cât mai apropiată de natură, cât mai verde. Și funcția ei este de mătură, pentru că noi ne hrănim nu cu energia care vine din mâncare, mâncarea are doar rol de a mătura toxinele. Noi hrănim doar cu cuvântul lui Dumnezeu, deci cu gândurile acelea bune. Noi, ălea, acolo noi pierdem energie vitală. Când ai o gândire critică, acuzatoare, de învinuire, condamnare, noi pierdem energie vitală pe acolo. Deci trebuie să te păzești de tine însuți, dușmanul interior, nu în afară. Mai e de lucru cu tine. Da. Are monicotorie super faină. Dacă suntem aici, înseamnă că este cu tine. Așa este. Adică da, eu așa cred. Da, da, zic că n-am murit de cinci super noi. Sau poate mai plecăm, când cădem foarte mult, nu? Și atunci plecăm. Adică am lucrat atât de puțin încât n-am lucrat. Am lucrat pe invers. Și atunci plecăm. Am investit bine, nu tu investit la deci investim de obicei în ceea ce ne duce la pierdere de energie vitală. Pentru că când consumul devine mai mare decât pierderea, pierderea trebuie să fie întotdeauna mai mare decât câștigul. Adică mereu să dăm mai mult decât luăm. Atunci supraviețuim, afacerea merge bine, copiii sunt sănătoși, familia este unită. Dar dacă luăm mai mult decât ne trebuie, atunci pierdem viață. Deci dacă vrei să, să scazi populația, este foarte simplu. Stimulezi consumul. Consumul și mă singur. Sau le dai un venit minim. Exact, și de aici se pentru că ei nu mai dăruim de energie, nu se mai încarcă cu energie și mor singur. Mor local. Ei nu știu. Ei nu știu. E afacerea locală. Nu știu că au murit. Nu știu că... Sunt la fluviu de gânduri. Gândesc, deci exist. Cristina, altă întrebare. Eu mă ridicam mâna, mă gândeam că Monica le pune niște parastase. Oricum, eu o să fie cu bucurie. Important e că e cu bucurie. Noi sărbătorim oricum. Sper să nu-ți urmezi modelul, nu-mi doresc asta, nu ai acu iertare, ia să nu funcționez.